Ne-am întors la domnul Augustin Zegrean și mulțumesc foarte mult că a rămas alături de noi. Nu știu dacă ați avut posibilitatea să-l ascultați și pe domnul Predoiu. Da, am ascultat. Așa, e o discuție foarte amplă asta și riscăm să nu mai înțeleagă cei care ne urmăresc despre ce este vorba. Ce înseamnă ca abuzul în serviciu să nu aibă un prag? Ca să înțeleagă cei care ne urmăresc de ce e așa o discuție pe tema asta. Înseamnă că nu se ia în considerare un prag valoric când se consideră că s-a comis o infracțiune de abuz în serviciu. Dacă era prag, nu era bine. Eu am spus de la început, nu e nevoie de niciun prag. Judecătorul și procurorul au la dispoziție suficiente instrumente pentru a analiza dacă fapta constituie infracțiune și trebuie sancționat cel care a comis-o sau poate să amâne executarea, aplicarea unei pedepse, și poate procurorul poate să renunțe la urmărirea penală dacă prejudiciul este foarte mic. Deci sunt suficiente instrumente în codul penal și în codul de procedură penală ca să nu fie nevoie de acel prag. Ei asta vroiau, asta era justificarea că pentru anumite fapte de valoare mică, dacă prejudiciul cauzat prin această infracțiune de abuz de serviciu este mic, să nu fie condamnat penal. Să fie aplicat eventual, adică nu fie condamnat cu închisoare, eventual o amendă penală. Curtea Constituțională, când a spus că ar trebui un prag, s-a referit, cred eu, la o lege veche, o veche reglementare din codul penal, care, într-adevăr, spunea articolul 74, indiciul cât era, care spunea că dacă valoarea este redusă la infracțiune de rezultat, se nu se aplice pedeapsa cu închisoarea. Deci, atunci, domnule Zegrean, acum dacă este trimisă modificarea, de fapt nu e nicio modificare, că noi n-am avut prag nici până acum și în continuare nu vom avea, iată. Dar va fi trimis la Curtea Constituțională, va fi trimis această modificare, spunem și cei de la și cei din opoziție, și acolo va fi, să înțelegem, respinsă votul de astăzi, pentru că au cerut cei de la Curtea Constituțională să se stabilească un prag, nu? Da. Păi de ce să trimită opoziția legea la Curtea Constituțională? Pentru că ei n-au un prag. Deci, ei tocmai asta s-au luptat să fie pragul cât mai mic, să fie, să poate chiar deloc. Deci nu este nicio problemă. Eu nu cred că la Curtea Constituțională va stârni vreun interes această trimitere, această sesizare, pentru că legea nu a avut nici până acum, nu a fost un prag pentru această infracțiune și e bine să nu fie. Nu există o faptă dacă este comisă și este comisă cu vinovăție, nu care e importanță cât e valoarea prejudiciului. Deci un funcționar public, dacă ea, să zicem, ea comite o faptă de adevăr prin care câștigă 8.000 de lei și nu 9.000, 8.000, 9.000, nu este tot infractor. Da, e clar că lucrurile nu se vor opri aici și va continua. Nu, eu vă spun, nu este nicio tragedie și discuția este absolut fără rost.